Bună dimineața, prieteni! Astăzi o partidă de pescuit la sălbaticul Prut, alături de Ciprian. Te salut, Ciprian! Haide salut. Să servim cafeluța pe malul Prutului. Deci întâi cafeluța, Ciprian, și după aia și după știucile. Aia treaba, da. Hai să căutăm câteva știuci, câteva cumetre. Câțiva avați? Avați neapărat trebuie să fie prin zonă. Hai, ia cafeluța, tată. Fir întins, mulțumesc. Fir întins, tată. Prutul e tulbure, prieteni. Nu e exagerat, dar este tulbure. Am intrat pe un braț mort, care din cauza debitului mare curge și acesta. Încercăm, nu se știe, poate a intrat și somnul aici. Și chiar avat-o. Dacă e să avem o gherlă astăzi, măcar să avem o gherlă frumoasă. E dificil, prin boscheț. Lanseuri de asemenea dificile. Dacă tot am pescuit doar pe bahlui,
Știam ce mi-o oferă Pluto astăzi, însă am riscat. Așa că voi reveni când se stabilizează debitul. Această tubureală nu iese decât din cauza ploilor și afluenții au antrenat această tubureală. Da, prieteni. Adineaur aici a luat-o, la 20 de metri. E celălalt casmaster. Mi-a îndoit ancora. M-am mâncat în fund să dau drumul la... să încerc să dau drumul la cameră. Am făcut o spuncitură spre aval și dus a fost. Un avat frumos peste 4 kg, cred. Asta e, continuăm.
Acesta are o vibrație accentuată. Acum 2-3 ani luam avați mari pe prut. Nu e, când să nu fie a tău, nu e. Am struna pusă, deoarece poate intra și somn. Chiar și știu că este aici. Dimineața am avut o știucă sau un avat, dar era pe slider. Eu înclin să cred că era știucă. A plecat cu valul în cap. Doar a lovit sliderul. Fix pe acest slider. Frumos atac dimineața. E ora 10:20, undeva la 40-45 de minute mai stau. O să încerc din nou la slider. După cum vedeți, locul a rămas curat. Încercați pe cât posibil să faceți și voi la fel. Prutul un râu de poveste. Da, prieteni, încheiem aici partida de pescuit pe prut. O gherlă frumoasă la prima mea partidă de pescuit la spinning pe prut după prohibiție. Am avut de dimineață un atac frumos pe slider. Ori avat, ori știucă, cred. Apoi un cârlig de la triplă îndoit, la un cast master. Un avat care m-a întors. Am încercat să dau drumul la cameră. Nu am reușit însă. A făcut un rotocol și a luat-o spre aval. Și astfel a sărit ancora din gură. Pe total sunt mulțumit pentru această ieșire. Sunt țari, însă vremea a fost frumoasă. Prutul, după cum vedeți, are o turbiditate accentuată.
Așa că mă îndresc spre casă. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune.